Salut, salut! Prietenul vostru, Squid Fishman, s-a întors cu un nou material despre plante plutitoare. M-am gândit că dacă tot am discutat în ultimele două clipuri despre aceste plante, adică despre Limnobium levigatum și despre Pistia stratiates, sau mai bine spus despre buretele plutitor și despre salata de apă, că ar fi bine să închei această serie cu un clip în care să vorbesc puțin mai amănunțit despre plantele de suprafață. Bineînțeles că folosirea plantelor de suprafață în acvariu are foarte multe efecte pozitive, însă din câte știu eu, are și un efect negativ, dacă plantele se înmulțesc și ocupă toată suprafața apei, atunci nu se mai poate realiza oxigenarea acesteia. Prin intermediul agitației de la suprafață, practic nu se, nu se realizează schimbul de gaze, iar atunci peștii pot să moară din cauza lipsei de oxigen din apă. Voi aminti acum și efectele pozitive pe care le au aceste plante asupra acvariului. La acvariile cu capac, aceste plante sunt foarte utile la procesul de oxigenare a apei deoarece elimină oxigen în aer, iar acesta se întoarce în acvariu prin intermediul agitației de la suprafață. Datorită faptului că aceste plante de suprafață elimină atât de eficient nitriții, combat și o altă problemă pe care o avem noi, acvariștii, și anume problema algelor, deoarece intră în competiție cu acestea pentru substanțele nutritive din apă, iar în această competiție întotdeauna vor câștiga plantele de suprafață, pentru că, pe lângă faptul că extrag atât de repede nitriții, acestea, fiind poziționate la suprafața apei, blochează lumina care este necesară algelor pentru a efectua fotosinteza, și pentru a se mulți. În cazul în care aveți probleme cu algele în acvariu, vă recomand să lăsați aceste plante să se dezvolte în așa fel încât să ocupe aproape tot luciul de apă și dacă le lăsați așa în jur de 2-3 săptămâni, vă garantez că algele nu se vor mai dezvolta și vor fi eliminate de pești sau melci sau chiar de creveți sau dacă nu se vor dezintegra și vor forma din nou în cele din urmă nitriți care vor fi eliminați de plantele din acvariu. În cazul în care înmulțiți pești în acvariile voastre, aceste plante sunt foarte bune deoarece creează adăposturi pentru pui, mai ales pentru puii de vivipari și sunt excelente și pentru înmulțirea guramilor. Deoarece uh, ajută la formarea cuibului. Aceste plante uh, formează și zone mai umbrite în acvariu, iar dacă aveți pești mai timizi sau pești care nu suportă lumina prea puternică, aceste zone vor fi perfecte pentru ei și vor ieși din ascunzișuri, în așa fel încât uh, să vă puteți bucura de ei în acvariile voastre. Zonele de umbră sunt excelente și pentru anumite tipuri de plante, cum ar fi Echinodorus, care nu are nevoie neapărat de o lumină foarte puternică. Acestea se dezvoltă mai lent dacă sunt în zone umbrite ale acvariului și vă scutește pe voi de, de curățarea foarte deasă a acestora. Plantele de suprafață fiind mult, mult mai ușor de, de curățat decât plantele de pe fundul acvariului. Aceste plante dau și un aspect mult mai natural acvariului, cel puțin din punctul de vedere al peștilor. Aceștia, când privesc în sus, nu mai văd sistemul de iluminat și capacul, și se simt mult mai în siguranță. Deci elimină o parte din stresul acestora. Ca de obicei, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să vă abonați la canalul meu.